foarte greu de calmat acolo antrenorul botoșenean. O fază pe care ați revăzut-o, trebuie potolit antrenorul echipei oaspete de secunzii săi. Paul Anton și el acolo are ceva de discutat cu arbitrul Horațiu Feșnic. O intrare cu, să spunem, cu forță disproporționată se poate considera aceasta a lui Petre Ivanovici. Sub presiunea creată, arbitrul Cojocaru a acordat cartonaș galben pentru jucătorul botoșanului. Am impresia că l-a și eliminat pe Leo Grozavu după reacția de bucurie din rândul spectatorilor gorjeni. Și îl, cred că îl trimite în tribună și pe Petre Grigoraș. Nu, unul dintre secunzii lui Petre Grigoraș este trimis în tribună. Multe discuții, multe parlamentări. Da, cred că Leo Grozavu a fost eliminat. Degeaba îi se adresează lui Horațiu Feșnic. Da, se duce în tribună Leo Grozavu și unul dintre secunzii lui Petre Grigoraș.